Aș mai avea o întrebare, pentru că sunt curios, dumneavoastră ați fost acolo în interiorul echipei naționale și poate știți. De unde a scos Edi Iordănescu titularizarea lui Ianis Hagi, om care s-a dovedit prin acea fază, acel penalti obținut, decisiv până la urmă, din penalti obținut de el am marcat golul care ne-a dus mai departe. De unde a scos Edi Iordănescu titularizarea lui? Pentru că lumea aici și mulți oameni care se pricep la fotbal nu vedeau titularizarea lui Ianis în meciul ăsta. Primul și primul rând este vorba de prospețime. Vorbi cu el și știam că o să-l introduc, bineînțeles, înainte de meci. El a vrut să aducă mai multă prospețime după cele două meciuri epuizante care au cu Belgia și cu Ucraina. Și atunci, la antrenamente, observând ce și cum face fiecare, s-a gândit. După ce Mihail a fost titular în ultimul meci cu Belgia, după ce Mara a fost titular în cele două meciuri, treci, s-a gândit cum să facă să aducă prospețime în teren. Și eu zic că bine a făcut, a fost inspirat. Hagi a scos din Joben faza aia care, superbă, dribbling-ul ăla, trare care. Ianis a jucat și faza de apărare foarte bine, venea și l-a ajutat foarte mult pe Rațiu în partea aia, pentru că erau periculoși acolo slovacii. Și la fel și în partea asta la altă, cum zice Gigi Becali, Florinel juca fundat stânga, venea să-l ajute pe o bancă. Asta înseamnă ce m-ați întrebat mai devreme. Sacrificiul este pus în slujba echipei. Da, și Ianis a fost fundaș dreapta la un moment dat. Da? Da. Exact. Da. Transferul ăsta de responsabilitate, știi, al jucătorilor care sunt spectaculoși, cum e Ianis, cum e Florinel, cum e atacanții, da? Extremele atacanții. Domnule Stoichiță, o ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră și apoi o să vă lăsăm să reveniți în programul echipei naționale. Vreau să vă întreb un lucru. Bancu este suspendat, n-am reușit să evităm chiar și problemele astea. E bine că n-avem accidentați, dar iată că n-am putut să evităm și suspendările. Bancu este suspendat. El era cumva văzut așa ca o verigă slabă în ceea ce privește apărarea României. Ne-a contrazis, evident, așa cum au făcut-o mulți jucători la campionat ăsta european, jucând foarte bine. Cum și cu cine l-ar putea înlocui Edi Iordănescu? Ne gândeam noi că dacă a apărut și Sorescu în meci atât de devreme, ar putea să fie o soluție. Mă gândesc că oricum nu ne puteți da așa detalii din casă, ca să nu afle nici olandezii, că sigur ne urmăresc acum la GSP Live. Nu e vorba că o soluție. Ați dat-o dumneavoastră. Sorescu a fost introdus în teren să întărească zona laterală în fază de apărare la 1-1, da? Da. Ca să... un rezultat care decalifica oricum, da? Și atunci poate să fie o soluție. Și el, și Mogo, și în zona aia are soluții până când îi expiră suspendarea lui Bancu. Nu sunt îngrijorat din cauza. E bine, măcar că Bancu va fi suspendat doar o etapă și revine mai apoi în sferturi ca să fim optimiști. Să acoperim. Sperăm că ajungem acolo. Asta era. Încercam deja să vin cu energia bună.